venit! Bine v-am găsit! Wow! Mă așteptați cu flori? Te așteptăm cu mulțumesc, mulțumesc! Te pup! Arăt super, Corina, ca de obicei. Ești superbă! Te pupă! Și îți mulțumim că ai venit la noi astăzi. Este călătoarea noastră de serviciu. Cine vorbea? Călătoarea de serviciu, asta, da? Păi exact. Să știi că ne inspirăm și noi din călătoriile ce faceți, Corinei. Așteptați da? Sărbătorile? Le așteptăm. Cum da, am așteptăm. Zis, unii stau acasă, împătuți? Alții călătoresc. Unii merg în Cipru, lasă că-ți povestesc. Da, așa, hai, hai să povestim. Da, hai, hai, hai să luăm pe aici în spate. Uite, te invităm... Poți, ți-e frică să stai lângă șurubel sau... Nu, 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 hai te rog. Te invităm acolo. Nu, mușcă, l-am dresat, a durat ceva. Dar hai să povestim un pic în primul și în primul rând, pentru că mai avem foarte puțin. Astăzi este 22 decembrie deja. Deci mai avem doar 2-3 zile până la Crăciun. Vreau să știu dacă ai fost cu minte. Bineînțeles. Ai fost cu minte anul ăsta? Da, întotdeauna sunt cu minte. Scuze, scuzați-mă un pic. Suntem într-o emisiune în direct și mă uit la Bogdan și nu știu dacă și eu am urmă de la Corina, dar tu ai urmă de ruși pe partea asta. Și ce dacă? Mega vizibilă. Ia să văd. Bă, dacă am să-l las așa sau? Da, la, lăsați așa. Atât, am vrut să punctez. Bun, ai fost cu minte, da? Vine am moșul? Fost cu minte și dacă n-am fost cu minte și nu merit. Cadou îmi fac singură un cadou. Așa, problemă. Corina, in bravo. Pen, cum era? All the single ladies. Păi nu suntem single, nu suntem single niciuna. Nu, nu e tot aia. Nu, nu e tot aia, vezi că n-ai greșit. Ce-ți dorești de la moșul? Nu-mi plac moșii. Să fii tânăr, să fii tânăr. Păi moșul de ce tânăr ești, era și melodia. Așa. Lili mă înțelege. Eu înțeleg că le-am spus tot timpul. Nu zice moșu, Moș Crăciun. Corect. Că unora... Ce-ți dorești de la Moș Crăciun? Așa, bravo. Îmi doresc să fiu sănătoasă. Nu-mi doresc nimic în mod special. Îmi doresc să nu-mi ia ceva din ce am, că e foarte ok așa cum e. Sănătatea este, exact. Am mai zis-o, este implicită. Vine, am înțeles, de la moșu direct. Nu trebuie să o cerem, trebuie să cerem altceva. Altceva. Asta e, răspunsul la întrebarea asta nu poate fi sănătate. Aoleu. La noi. Că e, dar de astea sunt regulile studiului, studiului noastre. Să mănânc fără să mă îngraș. Asta e altceva. Now we're cooked. Și acum, I feel you go. Așa. Acum se cere a doua întrebare, pentru că tu călătorești prin toată lumea și mănânci preparate din toate colțurile lumii. Ce ai mâncat cel mai mult fără să te îngrași? Mango sticky rice. Mango sticky rice. Mango sticky rice. Mango sticky rice. Ne place în Bangkok, în Thailanda. Acolo m-aș vedea să mănânc până leșin. Dar ce îngrașă mango sticky rice? Păi da cum? E orez. E orezul. Păi orez. Da, 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 da. Dar cum le luai de pe stradă? Adică erau tarabe din astea cu mango sticky rice? Nu numai tarabe, și la restaurant peste tot găseai. Mamă, da, și că acolo acolo nu e nicăieri, adică am mai încercat și în București. Hai să ne întoarcem. Corina, aici. Ce faci? Ce planuri ai pentru Crăciunul ăsta? De Crăciun o să fiu la muncă, așa cum sunt în fiecare an. Ca să fiu liberă de revelion. Da, da, după. Așa, da. O să fiu la muncă și na, mă împart între redacție, familie, prieteni. O să fie primul Crăciun într-o casă nouă. Așa că abia aștept. Felicitări! Wow. Mulțumesc! Da, cum e? Cum te-ai acomodat deja? M-am acomodat. Că ia ceva timp. Da, 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 ai dreptate, dar e un vis împlinit după un drum lung și anevoios. E greu să iei de la zero cu o casă. Așa e, dar dacă e drumul lung și anevoios, înseamnă că e ceva cu atât mai, și cu atât mai mare fericire atunci. Așa când e. În sfârșit te vezi mutat și e da, tot în regulă. Dar după tot procesul ăsta greu, ai mai avut răbdare să mai și decorezi casa? Da, 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 e perfect acum, e, da. Super. Purdușită, luminițe. Da, 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 da. Ce tradiții respecti? Adică, la, nu știu, la ce tradiții te gândești atunci când vine vorba de Crăciun? Colindat. Okay. Întâlnit cu toți oamenii dragi cu care poate nu ai avut timp în restul anului și stat în liniște. Cred că asta e cel mai important. Împodobit bradul? Da, da, împodobit și bradul. Da, l-am făcut cu sora deja? Mea acum. Da, 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 da. Știu că sunt mulți care îl fac pe 24 în ajun. Da, știu că pentru discută. Unii este important pe 24. Eu n-am mai avut răbdare. Ți-am zis, vin și casa nouă, abia așteptam. Te-ai gândit unde-l pun? Hai să vedem. Întrebarea clasică, în timp ce împodobeai bradul, fuego sau hrușcă? Ce se auzea pe fundal? Vai. Haideți să stârnim. Exact. Întrebarea de pe buzele nimănui. Cu șurubel. Te rog. Mariah Carey. Mariah Carey. Asta mă bucură foarte frumos. Tare. Pentru da. Că da. Astăzi o să fac și eu un cover după Mariah Carey. O, Doamne, nu, Doamne, ajută-ne pe toți. Corina, vine ziua ta. Cum o să petreci? O să petrec tot așa, cu
mulți prieteni. Bine, aici în țară sau? Da, nu, în străinătate. E, unde? Da. Voi merge în Bali, e cadoul pe care mi l-am făcut de ziua mea. Plecăm în Bali, băieți, vă zic, și noi plecăm în Bali, nu știu când, dar plecăm în Bali. Trebuie neapărat mers. Da. Frumos. Super. Oricum, ziceam că se petrece pe 31 decembrie, se petrece oricum peste tot în lume. Deci, practic, toată lumea dă un party de ziua ta. Dar da, mulțumesc! Ai mai petrecut ziua ta în Bali până acum? Da, am mai fost. E a treia oară pentru mine în Bali, îmi place foarte mult și chiar mă gândeam anul ăsta unde să mă duc, unde să mă duc, unde mi-a plăcut cel mai mult, unde? În Bali. Dați-mi voie să întreb ca un om care știe Bali, da? Adică ca de la călători în Bali, la călători în Bali, Bali. Merge în partea de nord, în Ubud sau merge în Seminiac, în sud, în... În toate. În toate? Deci da. Ai și o parte în Ubud? O parte în Ubud, o parte în Seminiac, adică o parte în Jimbara. Adică mai și prin jungle și pe la plajă? Da, exact. Și în Nusa Dua. Deci am și nu s-a doua, care e frumos la nu s-a doua, e cu plajă, cu care cu sunt așa, să zicem, top 3 lucruri pentru care îți place Bali? Oamenii. Oamenii au ceva aparte. Mâncarea și masajul. Masajul? Da, ar mai fi natura, bineînțeles. Acele... Adică terasele alea de orez. Exact. Care sunt superbe. Te-ai dat vreodată în leagă din ăla imens? Nu am curaj, nu știu cât de sigure măi, sunt deci, și doar pentru e... o poză acum să-mi risc viața, nu. Imaginați-vă așa, 15 metri de funie în sus, da? Și stai pe o platformă de lemn, bine, te ancorează, îți pun, vezi că îți pun vreo două centuri de siguranță și apoi, și te, dau, de frică, și apoi te dau cu leagă nu deasupra unei prăpăsti. Pur și simplu, te duci până acolo și te întorci înapoi. Și, te duci până... și sunt niște băieți care sar și te mai dau încă o dată. Ce extrem sunt tine în ăștia, mai că zine cât stai în Bali, când nu-i spus. Două săptămâni. Două săptămâni? Păi e drumul foarte lung. E tare departe și merită să stai mai mult. Se merită. Drumul e mai scump, acolo e mai ieftin. Dacă tot a venit vorba de se merită, nu se merită. Mâncarea e foarte ieftină, masajul este foarte ieftin. Cazarea este extraordinară. Da, eu aș vrea să mă să stau o lună. Una? 10 ani? Da, maxim 3, că mai mult nu. Hai să ne depășim Bali, că săraca se pierde cu firea Lilii. Păi nu, că se întoarce Corina și vine Corina la emisiune. Da. Și poate îi dăm pauză lui Lili din Bali. Și... Dar n-ați vrea să transmit din Bali? Ce frumos ar fi să fii pe plajă în costum de baie. Hai că ne-am dus prea departe. Corina, cum a fost pentru tine 2022? Să-mi revin un pic. Păi mi se pare că am clipit de două ori și a trecut. Și a trecut, nu? Nu, vouă nu vi se pare la fel? Ba da, a zburat. Nu știu, sunt singura, sunt nebună? Nu, a zburat așa timpul foarte repede, poate și pentru că a fost pandemia și am încercat să recuperăm și să ne bucurăm. Și parcă ne-am bucurat mai mult, mai, nu? Corect. Am ieșit așa, dar... ca din tun, să le facem pe toate. Eu voiam să știu altceva, eu n-am clipit absolut deloc la finala campionatului mondial. Cum a fost? Cu cine ai ținut? Cu Argentina. Ai ținut cu Argentina, nu? Da, cu Messi și ai stat acolo. Da, am și autograf de la Messi. Când te-ai întâlnit cu el? Și voi, într-un weekend liber. Weekendul liber. Glumesc, cineva a făcut rost de el pentru mine, nu am ajuns eu la el. E foarte vechi autograful, de când nu era atât de celebru. Da. Dar eu am văzut în el. Ai simțit? Am simțit că o să fie campion mondial și da, păi să ne dai, păi am pune și eu pe eBay sau, nu? Nu, știu mai bine pe licitații online. Da, licitație, da. Vorbim. Exact. Și împărțiți după aia. De vacanță, o trimite pe Lili în Bali. De autograful ăla. Așa. Păi și în timpul meciului, stai un pic. Eu vreau să văd cum se uită Corina Caragea la meci. Sunt eu eram la jurnal, în primul rând. Finala a fost peste jurnalul meu. Deci s-a uitat mama și... Înțeles că stai și tu așa acasă, popcorn sau dulciuri sau ceva, ții pe lângă tine. Eram la jurnal. Da. După aia am ieșit din jurnal și m-am uitat aici cu colegii mei în redacție. Dar îți plac dulciurile? În general, îți plac? Da, îmi plac dulciurile și apropo de asta să știți că am pus la un moment dat pe blogul meu unde găsiți și multe idei pentru această perioadă. Târgul de Crăciun de la Rotenburg din Germania este recomandarea mea. Chiar am pus un... îndrumar, așa cum să nu te îngrași atât de mult de Crăciun. Doar puțin. Doar ce puțin. Să faci, da, din propria experiență. Deci Bogdan te simți pe Corina Caragea? CorinaCaragea.ro, da, și pe Instagram. Da, așa zic, nu, că gata, e convins. Cui nu-i plac dulciurile? Așa e, Corina. Le plac prea mult. Rotenburg e satul lui Moș Crăciun? Da. Nu? În e orașul, da, orașul lui Moș Crăciun și e Crăciun oricând acolo. Au muzeul Crăciunului și eu am fost vara, e ca de Crăciun, totul decorat, frumos.
Da, din, da, exact. Postate pe blogul meu. Germania cred că e șefă când vine vorba de târgurile de Crăciun. Am dreptate? Se dă ton. Acolo se dă ora exact. Acolo, exact, de Crăciun. Apoi aș mai recomanda Londra. Pe Instagram am pus eu un video. Am fost la Londra de curând. E ceva superb de Crăciun. Și Praga. Am notat. Gata, avem și destinații de Crăciun. Știm ce să facem. Mulțumim mult, Corina. Să ne trimiți poze din Bali, să ne faci sau să te invidiem da. Mai mult. Sau mai bine, da. Să nu dăm bloc. Îți mulțumim și te așteptăm după aceea să ne povestești. Și sărbători fericite. Mulțumesc și vouă. Să ai un an minunat. Un an foarte bun pentru